Obiectivul acestei campanii de informare îl constituie derularea la timp și corectă a procesului de absorpție a fondurilor europene alocate sectorului agricol din România. În cadrul campaniei de informare, fermierii sunt înștiințați cu privire la termenele și modalitatea de depunere a cererilor de plată, condițiile de eligibilitate impuse de legislația europeană și națională, pachetele financiare ce pot fi accesate, precum și modalitățile de accesare a acestora. Se pune accent foarte mult pe informarea fermierilor în legătură cu aplicația IPA Online, cu ajutorul căreia aceștia își pot, printr-o conexiune la internet, își pot vedea digitizarea parcelor efectuată în campania anterioară. Campania se derulează prin informări în teritoriu efectuate de angajații centrelor locale APIA împreună cu conducerea APIA, precum și autoritățile locale, și de asemenea această campanie se derulează prin invitații trimise prin poștă fermierilor. Tot pentru a veni în sprijinul fermierilor, conducerea APIA Mehedinți, cu sprijinul Consiliului Local din municipiul Orșova, dar și al autorităților județene, a identificat și a găsit soluții pentru atribuirea unui nou spațiu pentru derularea activităților centrului local Orșova, care până în prezent și-a desfășurat activitatea într-un spațiu inadecvat unei corecte relaționări cu fermieri. O altă noutate cu care venim în sprijinul fermierilor este legată de centrul local Orșova. Pe această cale, anunțându-i pe fermierii arondați centrul local Orșova că centrul local s-a mutat într-un nou sediu, aflat pe strada Porții de Fier numărul 32, acestui centru fiindu-i alocați în jur de 2000 de fermieri. Noul spațiu se află pe strada Porțile de Fier numărul 32, în fosta locație a Poliției Comunitare, iar conform celor spuse de către directorul Centrului Județean Mehedinți, Loredana Gerasimescu, centrului local Orșova sunt arondate un număr de 8 comune, la acest centru local fiind așteptați peste 2000 de fermieri.